realizat prin programul Tineret la Acțiune. Eu sunt coordonatorul grupului de inițiativă și coordonatorul proiectului. Eu împreună cu ceilalți 5, o parte este absent din motive personale, am scris proiectul și astăzi am ajuns la sfârșitul acestuia și vreau să vă prezentăm ceea ce noi am reușit să finalizăm. Scopul proiectului a fost să încurajăm tinerii spre educația non-formală, să se descopere prin asta, să încurajăm tinerii să facă sport. Și am creat o echipă de 30 de tineri cu vârstă cuprinsă între 15 și 25 de ani, 15 de la karate și 15 în grup de copii de regie film. Împreună am lucrat în cadrul proiectului în perioada februarie-iunie anul curent și împreună am realizat la sfârșitul acesteia două filme de scurtmetraj pe care le vom viziona astăzi împreună. Mai multe despre proiectul vom afla pe parcursul evenimentului și la special atunci să vorbească. Mulțumesc! Iar scopul meu în acest proiect a fost de a face fotografie prin înțeles. Următorul a fost de a crea o pagină și de a promova fotografiile pentru ceilalți și de a face cunoscut acest proiect și bineînțeles că am reușit această întâmplare. Pe lângă asta am surprins toate momentele de nervozitate, de amuzament și a fost tot ceea ce mi-am propus. Mulțumesc! Întâi elaborarea formularului prin care au fost selecționați copiii care fac parte din proiect și mai ales m-am ocupat de prezentarea scurtmetrajelor propriu-zis, adică componentele la fiecare și mai ales cu scenariile și de asemenea am ajutat pe scenariști să elaboreze. Eu și cu Marina, bineînțeles. Mulțumesc frumos! Iar acum urmează o demonstrație de karate din partea a patru tineri din grupul de la Zerechie Film. Vrei? 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 Mai te! Uite, fii gheat, fii stânga-dreapta. Aici! Ei! Sand! Și! Go! Răcu! Zici! Haci! Giu! Gio! Ha! Sí.
Go! Răcu! 10! 10! Go! Da! Ha! Mi-a locat la somosan? Cu mine, mi-a locat la somosan!
Ca să vorbească puțin despre experiența lor în cadrul proiectului și despre ideea de a scrie în scenariu. Mă simt datoare să felicit echipa care a participat la acest proiect și dragi colegi la care sunteți în sală, să nu vă pară rău că tinerii care astăzi au fost personaje din scurtmetrajele pe care le-ați văzut, sunt copiii dumneavoastră și poate v-ați supărat sâmbătă și duminica atunci când ei plecau de acasă, dar au făcut un lucru extraordinar. Au învățat să comunice, să socializeze, să respecte, au învățat să facă lucruri de calitate și cred că ceea ce ați văzut merită apreciere și merită aplauze. Să sperăm că munca lor nu se va opri aici și experiența pe care au căpătat-o va fi dusă mai departe. Deja dacă vă uitați pe pagina liceului nostru și pe paginile personale, o să vedeți că acești copii deja au îmbrățișat ideea de a fi actor și de a face scenarii și scurtmetraje și timpul liber și petrec acum altfel. Cred că este o mare realizare prin participarea la acest proiect și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost încrezători și ați avut puterea să vedeți în ei niște oameni care sunt capabili de lucruri mari. Dau cuvântul acum celor două fete extraordinare. Fără însă să neglijez faptul că toată echipa a fost devotată. Bună ziua! Numele meu este Culceana Maria și am fost în cadrul proiectului. Pentru primul film am fost scenarist. Scenaristul filmului Pasiunile potrivit gelești. Este vorba despre... Am vrut să fac o poveste mai puțin clasică. Adică am pornit la ideea că un băiat de bani gata își învinge forțele proprii și vrea să câștige campionatul mondial pentru a le demonstra părinților și prietenilor săi că poate obține ceva prin propriile forțe. El își fracturează mâna stângă, iar sora lui Niguna este alături de acesta, deși pe parcursul întregului antrenament, ea a fost singura care l-a susținut și se hotărăște să câștige campionatul pentru a-i dărui. Într-un final, aceasta câștigă campionatul, îi dăruiește, iar toți prietenii lui își dau seama ce persoană minunată este Mihai, și una de asemenea, și se reinventează, adică sunt din nou prieteni, trec peste toate dificultățile care au fost între aceștia. Pe parcursul proiectului am avut niște intercalații, ca să spun așa, adică eu a trebuit să mi-asum și rolul de regizor. Mi s-a părut inițial, da, să fac pe regizor, pe șef fascinat, dar nicio problemă. Dar nu e deloc așa. A fi regizor implică foarte, foarte multă muncă, atenție și responsabilitate. Ceea ce eu puteam să jucă în comisă, da? M-am moderat, ca să zic așa, pe rol și mi-am dat toată silința ca domnul să iasă bine. Sper că v-a plăcut foarte mult filmul, adică eu m-am sunt foarte mulțumită de ceea ce a ieșit și ce se mulțumesc în special de mine, pentru că aceasta am uitat filmele de scurtmetraje și nu aveam cunoștință în acest domeniu. Îi mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Mulțumim.
vorbesc despre un tânăr bogat, care, deși are grave probleme de comportament, în cele din urmă reușește să-și devină, să primească acea palmă din partea vieții și să realizeze care sunt adevăratele valori. Pentru că, și din punctul meu de vedere și de ceea ce simt eu, adevăratele valori nu le întâlnim decât aici. Și pot să spun că în cadrul proiectului trecut m-a aflat în postura de scenograf și actor. Nu mi-a părut să fiu scenograf, recunosc, pentru că nu sunt o persoană meticuloasă și nu pot să fiu axată pe detalii și să am grijă de decor sau alte lucruri de genul ăsta. În schimb, poate majoritatea de aici din sală știu că iubesc foarte mult actoria, iar aici nu am probleme. Da, și de data aceasta m-am gândit că aș vrea să încerc. Deși am vrut și anul trecut să devin scenarist. Se pare că s-a devenit visul meu. Se pare că, după părerea mea, am avut un rezultat senzațional cu cele două filme. Și aș vrea să mulțumesc Irinelei pentru montaj din tot sufletul. Foarte bună treabă. Vreau să mulțumesc actorilor și vreau să mulțumesc producției și în special lui Adrian Părvu, pentru că el a fost un sprijin acolo pentru mine, n-a fost singură, cum a fost și Ana. Și acum am înțeles de ce nu are un scaun și un cioboară, ca să zic așa, de portofon. Acum am înțeles de ce, pentru că sunt ore groaznice, țipete, urlete, nimeni nu mai vrea, nimeni nu mai face, nimeni nu mai își găsește locul. Și nu facem altceva decât să țipăm un altul, să ne certăm, dar am dovedit că, deși s-au întâmplat lucruri de genul ăsta, tot acolo am rămas și ne-am continuat munca. Și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru sprijinul de astăzi și pentru că ați venit. Primul certificat se acordă lui Paraschiv Miren pentru implicarea în derularea proiectului. M-am băgat în cameră. Al doilea certificat se acordă din Moldoveanu Laura. Haideți la
salutăm și pe Dorneanu Mădălin. Fulgeana Maria. Gorneanu de Spina.
Second Sinfonia, care nu este. Surtul Mădălina. Năstase Elena.
Și ultimul premiu acordat astăzi, se acordă premiul pentru cel mai bun actor, domnului Mădălin Cornean. Mulțumim din nou! Urmează să vă prezentăm making-ul nostru.